Bine v-am regăsit, dragi copii! Sunt Claudia și astăzi o să citesc pentru voi o poveste cu tâlc. Se numește O familie fericită și este scrisă de Leon Macdan. Odată trăia într-un sat un om gospodar, cu frică de Dumnezeu, un om ce-și ducea traiul în bună înțelegere cu vecinii. Și avea omul nostru o familie de țărea mai mare dragul, o soție frumoasă și harnică, bună și înțelegătoare, și trei copii, doi băieți și o fată, toți cu minți și ascultători. Într-o zi, pe când se întorcea acasă de la muncă, omul se întâlni chiar în fața porții cu vecinul de peste drum. Însă acesta era cam rău la suflet și invidios. "Seară bună, vecine!" zise omul politicos. "Seară bună și ție, omule, dar de ce ești așa vesel?" "Păi cum să nu fiu, când abia aștept să mă întorc acasă? Copiii o să-mi sară de gât, nevasta o să întindă masa. Mulțumesc lui Dumnezeu că suntem o familie unită și fericită." "Hai, omule, că te lauzi, vorbe goale! Ce are familia ta așa de special? Dovedește-mi că ai o familie unită," îi strigă vecinul, plin de răutate. Iar omul, ca să-i dea o lecție vecinului răutăcios, îi zise: "Ei, vecine, familia noastră este fericită, fiindcă ne iubim și ne înțelegem bine cu toții. Asta contează, nu banii sau averea. Asta e important în viață, să fii sănătos și bucuros de cei din jurul tău. Uite, o să-ți dovedesc că noi suntem o familie unită și fericită. Hai să-ți arăt. Văd că ai în curte un măr frumos, încărcat tot cu mere de-ți lasă gura apă. Dă-mi, te rog, un măr copt, numai bun de mâncat." Mirat, vecinul îi aduse un măr roșu și frumos. Omul nostru luă mărul și, uitându-se de jur împrejur, îl zări pe feciorul cel mare, care tocmai venea de la fântână cu gălețile cu apă. "Hei, băiatul tati, bine te-am găsit! Uite ce am pentru tine, un măr frumos! Poftim, ia-l! La cât ești de vrednic, îl meriți!" Flăcăul mulțumi frumos, luă mărul și intră în ogradă. Vecinul urmărea cu privirea peste gard să vadă ce se întâmplă. Feciorul duse gălețile cu apă la bucătărie, unde îi spuse mamei sale, întinzându-i mărul: "Mamă, uite, am un dar pentru tine, un măr copt și bun. Te-ai trudit toată ziua să ai grijă de noi. Te rog să-l primești, o să-ți placă, e așa de copt și sigur e gustos." Mama a luat mărul din mâna băiatului, i-a mulțumit și l-a sărutat duios pe frunte. Apoi s-a dus în curte, unde fata mătura de zor. "Fata, mami, uite un măr frumos, e pentru tine. Ține-l, îl meriți, căci ai fost harnică toată ziulica, ajutând la treburile casei." Fata a luat mărul și i-a mulțumit mamei, dar s-a întors către băiețelul cel mic, care se juca prin iarbă, spunându-i cu zâmbetul pe buze: "Uite, puiule, ce măr frumos! Ia-l și mănâncă-l, să te faci mare și voinic." Prichindelul luă mărul cu mânuțele lui mici, se ridică binișor și o zbughi spre poartă, ieși în drum și veni drept la tatăl său. "Tati, tati, am auzit câinele lătrând și am știut că ai venit acasă. Când sunt străini în drum, câinele latră tare și urlă, mai să rupă lanțul, dar când vii tu, latră voios și dă din coadă, bucurându-se și el că te vede." Apoi copilul întinse mânuțele în sus, arătându-i tatălui său mărul cel frumos. "Tati, uite ce măr am primit eu, dar vreau să ți-l dau ție, căci toată ziua ai muncit la câmp, în arșița soarelui. Mărul ăsta sigur e bun și o să te recorească. Poftim, ia-l tu." Omul își luă băiețelul în brațe și îl sărută cu drag pe obraz. Apoi, întorcându-se către vecinul care văzuse totul, îi zise:
Ei, vecine, acum crezi că suntem cu adevărat o familie unită și fericită? Vecinul, uimit, nu știa ce să mai spună. Se duse în curtea sa, de unde veni cu un coș plin cu mere. Îl întinse omului și îi zise: ai avut dreptate, să vă dea Dumnezeu sănătate și bucurie, căci așa ceva n-am văzut în viața mea. Păi, feciorul meu, dacă primește ceva bun, nu știe cum să-l păstreze pentru el. Ce-am văzut azi e o adevărată lecție. Așa ar trebui să fim. Uite, luați coșul ăsta plin cu mere. Vi-l dau cu mare drag. Împărțiți-le între voi și mâncați toți. Omul îi mulțumi frumos vecinului, luă coșul și, ținându-și băiețelul cel mic de mână, intrară fericiți în curtea casei. Și-am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa.